7-1. Cât, mă? 7-1. 7-1. Mamă! Gata, nu. Nu, da. Nu, da, stai, da. Nu, că nici mie nu-mi plac, nu e cazul. Păi nu-ți plac, dar o aveai aici, o aveai. Da. Da, gata, nu-mi plac și o aveai aici. Era jumate scoasă, numai că trebuia terminat. Ce-am mâncat repede, nu, că eu nu sunt genul. Cum are? Gendale, știi, când vrei să te abții de la o turtă, de la ceva, dulce. Nu-mi place, nu-mi place. Nu-mi place, da, dă-o în coacă, nu-mi place. Nu, o faci pe aici. Mamă, și înainte de consiliu. Ce ți-a zis, mă, doc? Întorsă? Îți trece, mă, în 3-4 zile. Ce? Păi dacă merge, înseamnă că e ușor, mă, nu e grav. Păi eu n-am probleme, dar să fie așa cum spui tu. Păi atent, iese cum zic eu. Dacă poți să mergi și nu te doare acum, în 3-4 zile ești bine. Dar să spui fașă mereu. Să faci împachetare, gheață. Ești bine, mă. Am eu grijă de tine, puiule, am eu grijă. Da? Îți mulțumesc din suflet. La 1 pentru faimoși, Elena și Adelina sunt duelul feminin care se va înfrunta în câteva secunde pe traseul exclusiv la Sol de la Survivor. 3, 2, 1. Elena a reușit să aducă punct în runda precedentă cu ceva emoții, însă punctul este acolo în portofoliul faimoșilor. Adelina a tras tare, nu a reușit să aducă punct. Este iată cea care în acest moment vrea să iasă prima, însă ia-i amândouă fetele în același timp. O punte îngustă acolo, pasul piticului face Elena foarte bine pe dedesubt și Adelina foarte hotărâtă să-i facă față Elenei, să-i dea replica cu venit acolo Adelina, însă Elena e cea care iese din al doilea bazin prima. Iese și Adelina acolo pe sub o plasă cu ceva problemă, o nouă grimasă de durere la Elena acolo pe gleznă. În momentul în care se așează pe ea, ajunge la scara orizontală, prima Elena forțează acolo și Adelina alunecă acolo Adelina, iată, dar își revine în același punct, pe aceeași dreaptă orizontală. Este o scară, cum spuneam, o depășește acum atent Adelina, în timp ce Elena pregătește prima aruncare cu un inel, o aruncare ratată cu ambele mâini, ține inel. Un prim băț doborât de Elena, aruncă și ratează Adelina, un al doilea băț doborât de Elena. A treilea băț lovit frontal, cade, la rând le-a luat Elena acolo. S-a mișcat acolo bățul la Adelina, urlă cu tărie, încearcă să-și canalizeze energia acolo Adelina pentru a doborâ niciun băț doborât, însă în acest moment scorul este 7-1 pentru faimoși. Prin băț cade doborât de Adelina, tratează Elena. Cade și bățul Adelina, însă doborâse Elena pe al patrulea și ultimul. 8-1 pentru faimoși, jocul pentru prima imunitate, al doilea punct al Elenei astăzi. Roata e în mâini, nu e în picioare, ok? Două p***a scara, ai făcut roata, asta e important. Aia zic! Două p***a glezna, sărută-mă, Pierre! 8-1, da. Și cine intru eu cu Cosmin acum, nu? Da, voi doi obligați. Voi doi și la noi se schimbă. Elena cu Raluca tot obligați. Ba nu, cine te-a dat două ori? Na, nimeni n-a dat două ori, doar Zani. Doar Zani, da. Bravo! Da, dar nu ești obligat să n-am jucătura asta. Da, corect. Am un punct de dor cu Andreea, mă, fiind dar nu e vorba, da, știu, da, dar niciodată. Eu nu vreau să găsim scuze acum, doar că finalul, eu la cercul n-am fost bine niciodată. Cercul și mici nu m-au avantajat niciodată. Adică am luat un singur punct sau două de când am avut cercul. Bă, eram cel mai varză la cercul, dar cred că... Da, doar că dau și ei foarte bine. Și acum, de câteva săptămâni, dacă în două lună, contează foarte mult la traseu care ajunge un pic în față. Că acum suntem toți buni și dacă a dat unul sau două jos, dacă vin în spate, e de ajuns. La 1 pentru faimoși consemnează din nou intrarea pe traseu a lui Sebastian pentru aceștia, din nou pentru războinici intră pe traseu Marius. 3, 2, 1. Pe traseu Sebastian a adus punct în intrarea precedentă. Marius 2 intră și niciun punct n-a reușit să prindă acolo finalul. Marius forțează pentru a ajunge împreună cu Sebastian la final. Ce duel avem aici între doi viteziști care folosesc însă foarte bine și partea de îndemânare. Să vedem care dintre ei va aduce punct. Este 8-1 pentru faimoși
Însă energia jocului este la cote înalte. Nu abandonează războinicii. Trag tare faimoșii, nu se culcă pe ureche. Iată cum ajung băieții în același timp la fotografie, la proba de final. Culeg inele cu mâna dreaptă. Sebastian aruncă, ratează, așterți acolo un prim băț, lovește frontal un prim băț, Marius doboară două bețe, trei la rând Marius, patru la rând Marius, până să ajungă Sebastian să doboare primul lui băț. Punctul merge la războinic, spectaculos obținut de Marius, primul punct al lui Marius astăzi, 8 la 2 pentru faimoși. Ce-ai făcut acum diferit față prima oară? Zine și nouă! Asta mai cald! Cream doar pe ele și eu mor pe tine când te văd că eu nu-s bun la cer. Du-te mă acolo și vezi dacă ești bun sau nu. Hai că n-aveam nimic de pierdut. Exact. Și când ai nimic de pierdut, ești mai concentrat, mai determinat. Exact, hai și voi la fel. Eu știu clar că îi batem azi. Dar dacă știi că unul a dat mai bine decât altul, mai bine îi batem la 10-1 decât la 10-2. Vrei să-ți repet că am dat un cerc mai slab decât tine? Asta înseamnă că ai dat tu mult mai bine ca mine. Știu că-ți doresc să intri vere, dar... Păi și tu dorești când ești mai bun decât ceilalți să te trimite. Eu 8-1, dacă erai fair play, spunea intră-mă, că am intrat și eu de două ori. Cum și eu am fost fair play alte, dă și ți-am spus du-te, da? Păi e 8-1, nu suntem în pericol. În zilele în care nu suntem în pericol, vere. Păi nu e vorba de dar zilele în care sunt mai bun, vreau și eu să-ți echipa. Dani, du-te, sau când ești tu mai bun. Păi a zis Cosmin prima oară, ești tu, alegi, n-a zis nimeni nimic. Haide, forța faimoșii, forța Ștefan! Așa a pornit. Să iasă războinicii! A fost mereu așa. Când a ales gen cel mai bun să intre și trebuia de fapt să intre altcineva cu mine. Acuia să ceartă. Nu suntem în pericol. Nu, n-am treabă. Puteți să intrați. E 8-1, dacă era 9-9 întotdeauna când ai dat cel mai bine și la ștafete și la orice, ți-am spus cu toată inima, intră. Da. Tocmai pentru că tu nu puteai să spui, intră mă că și-am intrat de două ori, oricum îi batem. Am dat mai bine ca tine, dar și tu ai dat bine. Da. E vina mea. Nu-i de vină, nu-i vina nimănui, dar trebuie să înțelegem. La 2 pentru faimoși, marchează intrarea pe traseu din nou a lui Ștefan pentru aceștia, din nou pentru războinici îl avem pe Andrei. Prima echipă care ajunge la 10 câștigă prima imunitate a săptămânii și premiul suplimentar pus în joc. 3, 2, 1. Ștefan a reușit să-și ajudece punctul în intrarea precedentă, Andrei n-a prins finalul, are două intrări și niciun punct adus, a alunecat acolo Andrei, forțează însă. Deplasarea pe traseu este extraordinară întotdeauna. Aruncă acolo bandana Andrei în încurcat. Încearcă să-l ajungă din urmă pe Ștefan. Ștefan are o deplasare cumpătată acolo și folosește foarte bine corpul pe suplasa. Acum trage tare Andrei. Iată cum se deplasează, s-a aruncat cu brațele înainte Andrei pentru a-l ajunge pe Ștefan din urmă. Este o scară orizontală, pășește cu atenție. Andrei ajunge însă în urma lui Ștefan la proba de final, scoate din cutie primul inele. Ștefan lovește un prim băț frontal, îl doboară, lovește acolo peste linia. Al treilea băț cade la Ștefan, al patrulea băț la Ștefan, iată. Patru inele aruncate, patru bețe doborâte, 9 la 2 pentru faimoși, al doilea punct al lui Ștefan astăzi. Bravo! Da, una dintre fete aduce un... Ar fi frumos să-i răspund acum. Dar nu-i răspund niciodată. Că nu... Nu-mi sunt caracter. Ce se răspunde? Când l-a ales pe Sebi, a zis, domne, gen, o ironie asupra mea ce... Îi aleg pe cei mai buni. Ok. Și am vrut să-i zic. Acum, nu ca vezi, doamne, asta ceva, ce face. Am vrut să-i zic, vezi că mai sunt și alții.
Da, nu stau să-i răspund că nu. Ce la scorul ăsta? Aaa, iar avem o de cădere, dar am... Și mi-a zis mamă că... Și nu știu de ce. Știi că n-ai scantă câte 4 din 4 și acum mai iei 4. Bine, acum să... Bă, lasă-mi, praf. Dar ești să-mi dat bine? Ce, că am dat acum o tură bine și de atât. Toți am fost praf, nici una n-a bine. Și e ăsta Ștefan la fel, a dat prima tură praf, a bine praf. A dat bine, a fost cu mine, dar n-a dat bine. Și acum a dat el bine. Da, e, s-a fost, nu mai contează. Da, nu-i vorba de jocul ăla. Da, au fost câteva jocuri. Da, două jocuri. Am șase intrări, doar un punct adus. Nu contează. Cum nu contează? Șase în patru? Na. Vreau să mă gândesc cum împărțim orezul ăla. Vreau să mă gândesc cum ajungem și facem niște cartofiuri de mâncare, că poate ciocănitoarea merită, nu? Măcar un kil de cartofi. Să perpelim. E la câtă mâncare avem acum? Un kil de cartofi merită să perpelim. Nu, Cosmin? Da, mă, cum vreți voi. Da? Și vorba lui Sebi. Bravo. Hai că avem. Ce bravo, ai dus bine, ce să-ți mai... Dacă ai dat, ai dat și bine, ai nimerit. Da, bine. A dat 4 din 4, mă, ce vrei să faci? Traseu, urmează un rematch. Elena și Maria. Poate fi punctul decisiv dacă l-aduce Elena sau Maria. Poate să-i țină pe războinici în joc. Scorul este 9-2 pentru faimoși. 3, 2, 1. Pe traseu, fetele, Elena a reușit să aducă punct chiar în duelul cu Maria, unul dintre punctele Elenei. Hai că n-ai nimic la gletă! Forțează acum Maria pentru a egaliza. Iată palmaresul pe care l-are cu Elena. Se deplasează din nou pasul piticului acolo pe punte. Elena face asta și Maria. Viteză de deplasare crescută la Maria. Ajunge și iese din apă înaintea Elenei Maria. Dar Elena forțează acolo pe suplasă. 9-2. Niciun punct n-a reușit să aducă Maria astăzi din două intrări. Vrea să-l aducă pe primul acum să-i facă față Elenei. Ajunge prima pe puntea orizontală. Trage tare acolo, atent, alunecă la final. Maria însă deja ajunsese să pună pasul la sol. Ajunge și culege primele inele. Maria, hai, Maria, deja e ratată. Prima aruncare a Mariei ratată. A doborât Maria un prim băț. A doborât și Elena 1, iată o ratare. Gata, un al doilea a fost doborât de Elena. Un al treilea a fost doborât frontal de Elena. Mai era unul singur între ea și câștigarea primei imunități a săptămânii. Aleargă Elena. Două bețe sunt în fața Mariei. Următoarele aruncări vor decide. Aruncă și ratează Maria. Aruncă Elena. A ratat și ea. Prinde Maria un nou băț. E foarte importantă concentrarea pentru că sunt la un băț distanță. Fetele este 9-2. Aruncă Elena, ratează. Aruncă Maria, ratează și ea. Aruncă, ratează și Elena. Iată. Pregătește o nouă aruncare. Elena a prins, a șters acolo. A crezut că momentul de inerție va purta în balama acest băț, însă nu s-a întâmplat la Elena. O nouă aruncare a Mariei. Maria doboară înaintea Elenei. 9-3 pentru faimoși. Punct adus de Maria. Primul ei punct adus astăzi. Cum ai fost să nu mai bine pe your chance to finish the game. Hai, Raluca. Hai, Raluca. Hai, Raluca, tu!
Vin cu tine pe traseu? Bine, da. Îți dau putere și vine. Hai, Raluca, tu ia punctul acu. 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 Hai, Faimoși! Forța, Raluca! Ole, 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 ole! Ia țipa că și cum câștigă azi. A țipat că ia țipă când nu vede că nu dă. De aia s-a și oprit acum că a dat pe ultima. S-a mișcat bățul și a crezut că îl dărâmă de toți. Mă enervează că nu pot să prind tehnica. Mă enervează că nu simt cercul ăla. Îi dai drumul prea, îi dai drumul târziu din mână. De aia să știu ce îndreaptă. La 3 pentru a doua oară în fața punctului decisiv, dacă îl aduce un membru al echipei Faimoșilor, e vorba de Raluca, îi face față pe traseu Adelina. 3, 2, 1. Un rematch între fete, primul dintre ele și l-a judecat Raluca. Tragetarea acum, iată, să iasă prima din labirint, însă și Adelina acolo și-a coborât centrul de greutate pentru a ieși odată cu Raluca. Raluca este însă înaintea Adelinei. Pe punte, pasul piticului, amândouă sunt acolo, trei obstacole în mix, în viteză, de pe margine, Zani strigă viteză, Raluca îi să ajungă, ia prima la proba de final, forțează Adelina, e Marius acolo cu încurajel pentru Adelina, este 9-3 pentru Faimoși, Raluca are 2 puncte din 2 intrări, unul l-a obținut din înfruntarea cu Adelina, la scorul de 2-1 atunci, iată sare Adelina pentru a ajunge și ea pe o scară orizontală acolo, pune pas lângă pas acolo să nu mai alunece, a ajuns însă Raluca, culege cât de multe inele poate aluneca acolo Adelina, o încurajează Marius pentru a face până la final proba, un prim băț doborât de faimoasa, al doilea băț lovit și doborât de Raluca, mai are 2, l-a șters pe al treilea, se clatină Raluca de cadă acum, lovește Adelina un băț, doboară și ea unul, mai este un singur băț în fața Raluca, îi ratează Adelina, iată foarte aproape a fost Adelina să prindă un băț, aruncă Raluca, ratează. Mai cadă un băț la Adelina. Tremură și cade la sol și ultimul băț câștigă Raluca imunitatea pentru Faimoși. Scorul de 10-3 pentru aceștia.
Papagena. Acum facem ăștia fac afiș de la, știi? Cum e, votez președintele, votați cu mine. Eu afiș de la cu nu votați cu mine. Nu votați cu mine. Nu votați cu mine. Nu vreau să fiu președinte. Cu motive. Aduc puncte mai multe, promit. Fac asfalt, asfaltez. Cine zice asta? Asta e Adelina. Și ce a zis acolo la start? I-am zis, hai Raluca, da, hai. Adel, nu mai știu ce i-am zis. Și ce i zic eu, avem nevoie de viteză, știa de ce? De viteză, știa de ce? A, ca să ușurăm chinul războinicilor. Și ce, Adelina? De aici încolo nu mai vorbesc cu nimeni în camp. I-am zis, Adelina, suntem prieteni în camp, dar aici suntem dușman. Îți dau ca la dușmanul meu, ca dușmanului meu, scuze-mă, părinte. Și a zis, nu că nu mai sunt, dar a zis cu răutăcioasă așa, nu mai sunt prieteni cu nimeni de acum încolo. Nu mai vorbesc cu nimeni. Nu mai vorbesc cu nimeni de acum încolo, că mi-ați luat energia. V-ați făcut frate până ați trecut punte. Mamă, ce vorbe de pensionară. 7. Ești bă, e doar un vot, normal că oamenii ăștia te votează. N-am o problemă cu votare, potolește-te, că nu despre asta e vorba. M-a auzit! Potolește-te! Le-am zis între Alisa, normal, pe cine dracu votezi din ăștia patru care sunt foarte buni? Nu despre asta e vorba, sunt foarte supărată pe mine, n-am voie. Și așa și este, n-ați spus și voi că energia e mult mai bună decât stați cu noi? Elena nu vorbea cu nimeni de la voi din echipă. Nu? Și să te-ați tristă și supărată. De la cine luat energia? Spune repede, de la cine luat energia? Eu am recunoscut, da, am recunoscut și am recunoscut. E singura care recunoaște, vezi că e cea mai asumată. Bă, ne-am dat energie singuri acum că ne-am certat puțin. Ne-am dat flamă. Și nu e așa. Dar nu se legă asta cu... Am luat energie de la ei, ce contează? Ci că v-am dat energia mea, v-ați cu frate cu până ați trecut punte. Păi așa, dă și mie lingura, doresc, dă și mie, hai să fim drăguți, hai să fim toți o familie drăguță și... Tu ai alte frustrări, de fapt, și o dai pe... Care sunt altele frustrări? Că pleacă ăștia, mă. Dar nu sunt conștientă, mă, de asta, asta e frustrarea mea. Păi dacă ești conștientă, de ce te alarmezi? Să se alarmeze ei, că ei sunt buni și ei trebuie să demonstreze, dar tu de ce te alarmezi? Auzi, Mate, eu n-am trebuit să fiu ofticată și eu pe mine, că n-am adus niciun... Păi da, mă, dar spui că... Vai, ce ne-ai dat un nou și te-a obligat cineva să dai? Doar Zani are voie să fie trist. Da, dar numai tu, numai tu ai probleme. Numai tu ai probleme. Nu ai viața mea. Maria, stai puțin. Ce ai, n-am nicio probleme. Numai tu ești mereu ăla în greutate. A spus un lucru pe care eu nu-l înțeleg. Te-a obligat cineva, Adelina, să dai acea lingură de orez? Ai dat-o pentru că ai simțit să faci treaba asta. De ce vii acum cu reproșul ăsta? De ce nu ai reproșat nimic, băi, potolește-te. Nu, nu e, nu e, dar e o chestie în evidență pe care tu ai simțit să o faci. Ai scos ochii, că ai dat o lingură de. Nu, ai dat pentru că ai vrut lingura de orez. Nu că... vezi că vă joacă psihic, deja... Noi joacă psihică? Ce e aia? Ce joacă, mă? Ce e la psihic? Ce e la joc? Nu vezi că l-ai enervat, l-ai făcut vară. Ce e la joc și ce e la psihic, Albert, te trebuie? Psihic? Undeva de aici pleacă. Noi nu avem psihic. Noi doar sunt niște... avem psiholog. Sunt temologi. Tu e psihologul echipei, Zani, și tu știi cel mai bine. Ești creierul, creierul roșu. Pe toate le-a făcut pe toate, el le zice la toți ce greșește, ce nu greșește, el e the one. Da, da, pe tine te votează lumea. Dar n-am nicio problemă, bă, băiatule, bă, n-am nicio problemă cu asta. Eu sigurul pe care mi-l doresc în momentul de față e ca ei patru să ajungă în semifinale, atât am doresc. Că n-am semnul să am pretenția să arunc eu în semifinale sau în finale. Mai până să spui dorințe. Dacă îți doreai asta, îi lăsai să rămâne doar ei patru, că tu îngreunezi situația. Și nu te mai agitai așa mult. Da, mă, ce pentru mine, mă, dar n-am voie să fiu supărată. Că n-ai dat lingura de orez? Tu nu vezi ce se face, tu vezi alături. Uite cum faci acum. Uite cum se joacă cu tine. Nu vezi ce se face. De buna cap, în camp povestim, dar aici suntem dușmani. Mă acuz că-ți dau la ficat și că iau puncte? Omului care i-ai fost alături. Omului care i-ai fost alături. Ia uite pe Maria, a ieșit acum din clasa a patra. Și a învățat o morală la povestea cu mica sirenă. Mai zi, Zani, mai zi. Nu mai zic. Ce mai știi despre mine? Ia-i. Despre tine? Că ești cea mai frumoasă și plină. Și că ai un zâmbet fermecător. Somebody stop him! Dacă vorbeau ei, înțelegeam, dar să vorbească Adelina. Dar ce, mă, Adelina nu are gură? Da, Adelina nu poate să aibă părere. Adelina trebuie să tacă. Deci n-am venit tot trebuie să tacă. Ea n-are voie să aibă nicio părere. Orice zic, e o problemă. Păi da, mă, dar asta e jocul pe care el fac. Pe care ei fac. Și tu dacă cazi în jocul ăsta, te enervezi, te... Da, mă, Albert, dar trebuie să te și aperi, nu? Ești atât de... Da, nu trebuie să tac din gură și să bag numai capul în jos. Nu trebuie să bagi capul în jos, dar nu vezi că... Nu zic mare lucru. Dar ia și tu la mișto, ia și tu de ce te enervi, tu pui la suflet. Tu pui la suflet și aia e. Ce să iau la mișto? L-am luat viața la mișto pe el, despre... Deci noi când ne-am bătut pe partea asta cu 10-2, bă, nimic nu le-am zis. Nu, n-am făcut niciun cântec, nicio fază, gen, voi sunteți proști, voi nu știți nimic. Ei, imediat. Ha, bombardieri, v-am spart, v-am făcut, v-am dres.
ce să zic, tu prea mult bun simț la noi, prea fair play, prea drăguț. Se dovedește a 11-a mea oră în viața asta când ești așa, degeaba ești. E totul un mare teatru. Păcat că ți-ai dat abia acum. Păi nu mi-am dat seama, Albert, mi-am dat seama că e un teatru de când am venit în această competiție. N-am vrut să joc după regulile acestui teatru, înțelegi? N-am vrut. Că dacă aș fi vrut, aș fi putut lejer, crede-mă. Aș fi putut să fac aici niște jocuri, wow. Nu am vrut. Chiar n-am vrut să fac asta. Jocul pentru prima imunitate a săptămânii de la Survivor s-a jucat astăzi și una dintre echipe și l-a judecat la scorul de 10-3. Și vreau să felicit această echipă care are primul totem și primul consiliu liniștit. E vorba de echipa faimoșilor. Din această săptămână ei sunt primii. Vreau să-i felicit și pentru războinici. 3 puncte adjudecate în contul vostru războinicilor. Însă iată, victoria revine faimoșilor. Raluca. Raluca. Iată un traseu cu un final care pare să se fi potrivit pentru voi. Cum l-ai simțit? Bună ziua, domnul Dan. Mi-a plăcut și traseul și finalul mi-a plăcut. Mă bucur că am putut să câștigăm astăzi, că am câștigat, că am adus cele 10 puncte. Mă bucur că o să avem un consiliu liniștit, că avem provizii care să ne ajungă și că suntem în continuare ok de ceva timp și sper să rămânem așa cât mai mult timp. Am înțeles. Mulțumesc, Raluca. Ștefan! Ștefan, a intrat pe traseu și de pe lângă traseu s-a auzit prezența ta și de pe bancă. Ați câștigat, iată, cu 10-3. Cum simți această victorie? Bună ziua, domnul Dan. Da, eu sunt ăla mai vocalul, bașii puternici, sunetul la fel. Îmi pare rău pentru episodul cu Elena, că am înțeles un pic greșit din punctul meu de vedere a ceea ce s-a întâmplat și am vrut eu să spun. Mă bucur că am trecut peste și că ne reglăm repede. Vino cu acest să nu zică lumea că ne certăm la tine. Nu, nu. Nu ne certăm. Așa. Cât, nici cu tine nu mă mai cert. Cât despre joc, parcă a fost făcut pentru noi. N-am ce să spun, sunt bucuros. Mă bucur că avem, într-adevăr, pot spune că vibe-ul echipei este unul pozitiv. Și dacă o ținem tot așa, mi-e milă, de fapt nu mi-e milă de război. Nu, nu mi-e milă. Că nici ei nu au milă. Sunt adversari, locuiți în același spațiu locativ, dar... Frate, frate, dar brânza e pe bani. Am înțeles. Kilogramele mai ales, cele 4 din fiecare. Mulțumesc, Ștefan. Sebastian. Un joc de imunitate important e trecut deja în palmaresul vostru ca victorie. Cum simți această victorie? Domnul Dan, mă simt foarte bine că am câștigat acele provizii. Chiar eu sunt flămând rău de tot. Competiția asta m-a spart din orice punct de vedere, dar cu foamea mea a fost cel mai greu. Mă bucur că Zane a avut o zi excelentă, Raluca, Elena și toți băieții ăștia. Am vrut să-i fur totemul lui Zane, chiar dacă aveam doar un punct. L-am văzut că s-a supărat pe mine, i-a trecut în același timp, cred. Însă vreau să-i spun acum încă o dată că nu alea se vor duce în sufragerie la el, ci premiul Survivor îl va avea pe masă. Așa că să nu-și mai facă griji el că cu totem sau fără totem, el tot câștigătorul al acestei competiții va fi. Și să termine cu prostiile, că știe că îl iubesc mult rău de tot. Mulțumesc, faimoșilor! Mergem la războinici, 10-3, iată prima imunitate. Marius, ești unul dintre aducătorii de puncte. 3 ați fost, iată, 10-3. Ce s-a întâmplat, în opinia ta, așa, la foarte cald, la firul de nisip, să spunem, pe traseu? Ce se întâmplă, domnul Dan? Pur și simplu, am fost mai slab decât faimoșii, asta e clar. Nu știu dacă da a fost ziua noastră, mereu poate găsim treaba asta cu n-a fost ziua noastră, n-a fost finalul nostru. Eu am zis tot timpul că nu sunt bun la cercuri, doar că în a treia intrare se pare că m-am uimit și pe mine, am dat 4 din 4. Dar astăzi, pur și simplu, n-am simțit că se leagă nimic. Nu nimeream deloc pe acele bețe. După cum vedeți, doar 3 puncte s-au luat. Factorii ar putea să fie mulți, doar ca să găsim scuze. Pur și simplu trebuie doar să ne revenim puțin, să ne gândim doar la noi că putem să câștigăm. Legat de ce a zis Sebi, că într-adevăr, nu zic că Zani n-ar avea cele mai multe șanse să câștige, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să luptăm până la capăt. Așa, hai să mergem așa cu toții, să plecăm acasă, la ce mai rar o să mai luptăm. Luptăm până la capăt, domnul Dan, pentru că suntem puternici, suntem războinici, suntem faimoși, suntem artiști, sportivi. Am venit aici să dovedim ce putem fiecare, să mergem până la capăt, indiferent că pierdem 4 meciuri, că
câștigăm 4 meciuri, se poate întâmpla orice în fiecare săptămână, în fiecare zi. Sunt zile și zile, sunt energii și energii. Suntem aici să luptăm până la capăt și așa vom face, vom demonstra tuturor că suntem puternici și ne vor ridica de la acest scor în următoarea imunitate. Am înțeles, Marius, mulțumesc. Adelina. Adelina, te văd o figură compusă, supărată, putem să spunem. Au fost niște discuții după meci, dacă vrei să le dezvoltăm da. Un pic. Bună ziua, domnul Dan. Într-adevăr, în primul rând sunt supărată pe mine, pentru că în adâncul sufletului sunt un om foarte competitiv. N-am arătat asta prea des la Survivor. Mi-a fost greu de multe ori, dar n-am vrut să mă lamentez, să fac o dramă din, mă rog, neputința mea, poate. Doar că în ultima perioadă, într-adevăr, am început în ultimele jocuri, nu prea am adus puncte și am început să mă enervez și să resimt și să exprim treaba asta, pentru că e o frustrare pentru fiecare. Eu sunt un om realist, nu sunt sportiv, n-am fost, am venit aici ultima, în ultima serie, n-am apucat să capăt experiența de pe lume, aș fi putut să fiu mai bună dacă eram, asta sunt, dar uneori ți-e greu să accepti, aș vrea mai mult, dar nu știu unde greșesc sau ce fac. În al doilea rând, îmi pare rău pentru echipă, pentru că o să trebuiască să ne nominalizăm la Consiliu și e tot timpul un moment care efectiv nu ne place. Mâna asta de oameni care am rămas mereu, ne-am înțeles foarte bine, am avut o energie foarte bună, în continuare o avem. Noi nu avem discuții sau, mă rog, subiecte de dezbătut prea aprinse și de asta mă și oftic foarte tare că vom ajunge la acest consiliu de nominalizare. Da, sunt așa dezamăgită. Mi-amintesc când noi am câștigat pe acest traseu și am bătut cu 10-2, noi am fost fair play, n-am stat să țipăm la ei, v-am bătut, să cântăm, să facem chestii astea. Eu le înțeleg, adică le-am tot înțeles, le-am văzut și de acasă, le-am văzut și aici, la un moment dat nu mai. M-am crezut că de când ne-am unificat s-au schimbat poate unele lucruri, se pare că ei ăștia sunt, de fapt. Adică n-au fair play-ul ăsta, bă, asta e, am câștigat, într-adevăr, a fost traseul lor, finalul lor, i-am bătut la scor mic, hai să tăcem din gură, că nu trebuie să ne fălim așa în fața lor de zici că mamă ce au făcut. Eu mi-amintesc foarte clar că noi v-am bătut cu 10-2, că n-am venit să văzem nici au ce praf ești. Dar, mă rog, astea au fost mereu, cred că, diferențele dintre cele două echipe. Păi și noi am venit și v-am dat mâna. Da, mă, e ok. Eu vorbesc de ce se întâmplă pe parcursul jocului. Stai-mă puțin, și ce s-a întâmplat? Să ne mai bucurăm acum. Nu, e altceva ce vrea să spună Adelina, domnul Beliștar. Păi ziua cu subiect și predicat. Vrea să zic altceva, domnul Beliștar. Păi ia, păi asta am zis-o. Am Beliștar cumva, dar ea, de fapt, e foarte... De fiecare dată râdeți de noi, ne jigniți. Și spuneți numai chestii cu răutate. Asta e tot ce faceți după ce câștigați. O dată n-am venit la noi să la voi să vă jignim. Dar cine v-a jignit? Ce s-a întâmplat, Maria? Cine te-a jignit? De ce vă? Cine v-a jignit, Maria? Zi o jignit. Cine a jignit? Zi-ne, Maria, o jignit. Discuțiile. Hai că zici că ești Cindy acum. O bune. Ia, să. Nu v-a jignit nimeni niciodată. O să discutăm la consiliu asta. Chiar e subiect de consiliu. Îl păstrăm pentru vremea consiliului. Proviziile în cantitate integrală faimoșilor vă așteaptă pe insulă, pe insula pe care, iată, în spațiul locativ îl împărțiți cu războinici, însă proviziile în cantitate integrală vi se datorează vouă în urma primului joc de imunitate câștigat de voi. Mai am de alocat un lucru. Totemul de imunitate și mă uit la voi, faimoșilor, la fiecare dintre voi, există printre voi un membru al echipei faimoșilor care astăzi a adus 3 puncte. Este o fată, e vorba de Raluca și o invit lângă mine să primească totemul de imunitate. Felicitări! Forța faimoșii! Iată, ne ajungi la finalul primului joc pentru imunitate al săptămânii. Ne revedem împreună, faimoși războinici, cu dumneavoastră cei de acasă, la primul consiliu de nominalizare al săptămânii. Vă spunem pe curând! Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici!